condițiile climatice tot mai dificile și lipsa apei, probleme mari pentru agricultori. De aceea se caută noi soluții în așa fel încât apa să ajungă la plantă atunci când are nevoie. Una dintre soluții, bineînțeles, vine din țara Oașului, de sus. Așadar, haideți să vedem despre ce este vorba în următorul reportaj. Domnule Păcurar, o să vă rog să ne povestiți despre sistemul de irigații pe care l-ați creat. Sistemul de irigații se bazează pe o pompă excentrică pe bază de sorb și paleți care angrenează apa. Apa care angrenează paleții pune în funcțiune sorbul și pompa. Deci, să precizăm, această pompă de irigații este antrenată de apă, nu presupune niciun fel de consum de energie. Niciun fel de consum de energie, funcționează în raport de apă. Apa angrenează paleții și paleții angrenează pompa și sorbul care se vede în imagine sau în sistem. La ce distanță puteți pompa apa cu acest sistem? La cel puțin 500 de metri, în raport de pompă. Trebuie să pompa se poate confecționa. Să recapitulăm. Da. Sistemul care se vede în spatele dumneavoastră se montează lângă un bac. Pe râuri curgătoare. Deci pe ape curgătoare. Da. Pe un cadru ponton care este ancorat pe mal și sistemul de asta se poate adapta, se poate regla în funcție de nivelul apei și se rabatează. Am înțeles. Deci râul antrenează pompa, sorbul își face treaba. Da, și pompa distribuie apa. Unde poate funcționa zi și noapte fără niciun fel de problemă. Nicio problemă. Cam care ar fi adâncimea minimă a râului pe care poate fi amplasat sistemul? Cel puțin 50 de centimetri contează ca să aibă apă. Paleții ca să aibă apă de angrenat, pentru angrenarea pompei. Și cum v-a venit ideea să faceți acest sistem? De la o fântână care o am în curte, am făcut sistemul de la mână prima dată și după aia am adaptat-o la râuri curgătoare, la Someș. Deci prototipul, ca să spun așa, funcționa cu antrenare manuală. Manuală, da. Și momentan funcționează pe râuri. A fost montată pe râul Someș și merge în continuare. Funcționează. Da, și când s-a întâmplat asta? Și anul trecut. Brevetul de invenție l-am înregistrat la OSIM în București în 2011. Am încercat până Direcția Agricolă, până Consiliul Județean și până Consiliul Local, ca să mă sprijine, aș avea nevoie de cineva care să se implice în sistemul de ăsta, ca să o putem moderniza și perfecționa. Și cam cât ar costa un sistem pus la punct, funcțional, cu totul, așa, ca ordine de mărime? Cam la 2000 de roni. Am înțeles. Și se poate practic amplasa, cum se vede, e simplu, se poate pune fie în câmp, fie folosit pentru grăidin, deci chiar în localități. Da, oriunde este un curs de apă curgător și care se poate adapta și în câmp pentru irigatul legumelor, zarzavaturilor, pentru amenajări piscicole. Vă dorim mult succes și să se găsească un întreprinzător, astfel încât să-l vedem la lucru la cât mai mulți fermieri din țară. Aștept și eu ca să găsesc pe cineva cu care să pot colabora și să perfecționăm instalația de irigat pe cursuri de apă.